Bună seara, prieteni! Bun găsit la Un Pont pe Zi! Urmărim în continuare rezultatele live, pentru că încă se mai joacă Porto cu Sporting. Este scorul 2-1 acum în favoarea formației gază și dacă cumva partida se va termina la egalitate, atunci toate cele trei ponturi propuse la cotele bombă vor fi câștigătoare. Până acum, Mönchengladbach, Werder Bremen, cel puțin două goluri în prima repriză, a fost 2-0 la pauză, am prins o cotă de 2,70, de asemenea am prins cota de 3,10 cu variantele de scor corect 2-1, 3-1, 4-1 la Monaco-Bordeaux și așteptăm pentru cotă de 5,70 cel mai greu pronostic Sporting Lisabona să egaleze la Porto. Remiză cu goluri era pronosticul aici. De asemenea, ne-a ieșit câștigător biletul zilei, Melbourne City cu Melbourne Victory, ambele marchează, 1-2 a fost rezultatul final și Dordrecht cu Telstar peste 2,5 goluri. Iată o serie de câteva bilete consecutiv câștigate în zile consecutive, adică și sper că eu știu, bilanțul așa este exact cum vi-l doriți. De asemenea, mai propus în emisiunea de ieri, Nice, Lille, oaspeții marchează, 2-1 s-a terminat, 2-4 goluri în meci, de asemenea, pariu câștigător. Monaco-Bordeaux, gol în ambele reprize, a fost 1-1 la pauză, 2-1 la final și am prin și acest pronostic. În Bundesliga, Borussia Mönchengladbach, Werder Bremen 1x și 2+, a fost 2-0 la pauză, cei de la Werder au reușit să egaleze și s-a terminat 2-2. Sporting în deplasare la Porto, ambele marchează, 1,98 era cota. Middlesbrough cu Leeds, 1-0-3 goluri, am impresia că s-a terminat 3-0 dacă nu mă înșel. Innsbruck-Lustenau, 2-5 goluri. Melbourne City cu Melbourne Victory, iarăși aici ambele marchează pronostic corect și, mă rog, au mai fost câteva ponturi, nu le mai citesc pe toate, însă cei care ne-au urmărit emisiunea de ieri cu siguranță au bilanțul transformat în bănuți, pentru că asta urmărim noi și asta este ceea ce așteptați noastră de la noi. Vă aștept pe pagina de Facebook, acolo unde puteți să-mi trimiteți comentarii. Emisiunea de astăzi este un pic aglomerată, așa cum v-ați obișnuit la emisiunile de joi și de vineri, pentru că discutăm despre meciurile din weekend. Ieri am vorbit despre Italia, Germania și Franța, azi avem Spania și Anglia și începem cu meciul zilei Unibet, meciul weekendului Unibet, să-i spunem așa, întâlnirea între Barcelona și Atletico Madrid. Așadar, avem un meci care a câștigat un pic în importanță după ce Barcelona în etapa intermediară a reușit doar un 1-1 la pe terenul celor de la Las Palmas în Gran Canaria. Atletico Madrid traversează o perioadă de formă excepțională, 8 victorii consecutive în toate competițiile și are în Griezmann un jucător iarăși care a explodat în momentul acesta, numai puțin de 7 goluri marcate de francez în ultimele două etape, dacă vă vine să credeți. O să discutăm imediat. Important e că Barcelona în ultima vreme parcă a lăsat-o un pic mai ușor. A făcut egalul la Getafe, la Espanyol, acum egalul acesta pe terenul lui Las Palmas. Catalanii adevărat domină autoritar campionatul, însă cred că se joacă un pic cu focul. Distanța din clasament față de Atletico Madrid s-a mișorat la 5 puncte și iată acum meci direct. Dacă cumva Atletico reușește să câștige această partidă, atunci vor rămâne doar 2 puncte între cele două formații. Cotele partidei sunt următoarele. Victorie Barcelona, o cotă de 1,73. Egalul are cota 3,85, iar victoria formației oaspete o cotă de 4,80. Așadar, dacă cumva se produce surpriza și Atletico câștigă la Barcelona, atunci prindem această cotă de 4,80. E bine, în ultimele două etape, Atletico a marcat numai puțin de 9 goluri, dintre care 7 au fost marcate de Griezmann. A fost mai întâi victoria de la Sevilla, impresionantă, 5-2 pe terenul adversarilor și apoi un 4-0 acasă, ușor cu Leganes. Ușor, dar meritat. Oricum, de remarcat faptul că Atletico nu se mai apără cu disperarea aceea care ne-a dus și pe noi până la urmă la disperare, ci a devenit o echipă ceva mai ofensivă. Probabil încearcă cei de la Atletico să forțeze, să încerce să se prindă pe catalani din urmă pe finalul sezonului. Noi am mai selectat câteva
aștepta cote pentru întâlnire. Messi marchează și dă și o pasă de gol, o cotă de 6, iată așadar, o cotă foarte bună de speculat. Evident că o miză mică, cu 2 lei, 3 lei, dar cota e foarte bună. Peste 2,5 goluri în meci, 1,85. Coutinho înscrie și gazdele câștigă, 4,60. Se pare că brazilianul va fi titular în această partidă, așa se vorbește în presa spaniolă. Barcelona are și atu ulei, în primul rând faptul că deține în clasamentul golgheterilor primele două locuri. Messi și Suarez sunt cei mai buni marcatori ai campionatului, 23 respectiv 20 de goluri. Nu îi sperie probabil Griezmann cu cele 15 goluri, dintre care vă spuneam 7 marcate doar în ultimele două etape. Așadar, este o explozie, probabil că e de luat în considerare Griezmann, dar altfel, dacă va fi blocat om la om, cred că Barcelona își va rezolva în mare parte situația. Nu știu dacă va câștiga Barcelona, însă pontul nostru este prudent și evită această variantă. Gol în ambele reprize, o cotă de 1,65. Să nu uităm că statistica meciurilor directe este una favorabilă catalanilor, net favorabilă, aș spune. Practic, în ultimele 13 partide directe cu Atletico Madrid au pierdut o singură dată, ceea ce cred eu că e destul de liniștitor. Apoi, avantajul terenului propriu, iarăși, ar fi un lucru de luat în seamă. Pe de altă parte, în ultimii ani, în aceste 13, ultime 13 meciuri directe, le-am notat pentru că ele sunt distanța de la cea mai categorică victorie a Barcelonei până în prezent, cea mai categorică victorie fiind 3-1, așadar nu a câștigat la scor, chiar dacă are numai puțin de 9 victorii, nu are victorii la scor. Ne așteptăm la același lucru. Probabil ambele marchează, e un pariu bun. Și iarăși mă gândesc la o remiză. Nu știu, în privința formației oaspete, dacă va reuși totuși să continue cu încă o victorie după cele 8 menționate anterior. Mergem mai departe, haideți să vedem și ce altceva se mai poate paria în această etapă de La Liga. Sevilla, ocupanta locului 5, o primește pe Bilbao în această etapă, iar noi încercăm un pariu logic, 1 și 2 plus. Sevilla, chiar dacă a suferit în ultima vreme, aici mă gândesc în primul rând la înfrângerea de acum două etape cu Atletico Madrid, a urmat apoi o victorie cu Malaga, cred că le-a mai ridicat un pic moralul celor de la Sevilla. Așadar, o echipă foarte consistentă pe teren propriu, asta în ciuda eșecului menționat. O primește pe Atletico, o formație care nu e chiar de deplasare, însă Atletico marchează destul de mult în deplasare. Mă uitam pe statisticile acestei formații, în ultimele 14 deplasări a marcat 20 de goluri, adică o medie de 1 și jumătate pe meci, ceea ce nu e rău deloc, zic eu. Ce ar mai fi de menționat aici? În ultimele 8 directe din campionat, fiecare partidă a fost câștigată de formația gazdă. Adică cine a fost gazdă a câștigat partida. N-au fost egaluri, n-au fost victorii ale oaspeților. Întotdeauna cine a jucat acasă a și reușit să câștige partida. Valencia, locul 4, o primește pe Betis. Valencia e o echipă mult mai constantă totuși în acest sezon. Aici ne așteptăm la un meci cu goluri. Tocmai de aceea am încercat, v-am propus acest 3 plus, 1,44 este cota. Vă aduc aminte că în tur rezultatul a fost 6-3 pentru Valencia. Așadar, victoria Valenciei pe terenul lui Betis cu 6-3. Probabil vom vedea și aici goluri. Betis are un moral destul de bun pentru că ultima oară când a jucat la Valencia a câștigat cu 3-2, așadar poate spera să obțină ceva din această partidă și iarăși atunci când au jucat la Valencia acasă, meciuri directe între Valencia și Betis, au fost cel puțin 2,5 goluri, cel puțin 3 goluri, pardon, în 8 din ultimele 9 dispute. Real Madrid o primește pe Getafe, chiar dacă a făcut un meci slab în deplasarea de la Spaniol, Real revine pe teren propriu și fanilor le va fi greu să înghită o nouă umilință acasă.
Așadar, ne așteptăm ca Realul să forțeze un pic aici, să revină un pic cu picioarele pe pământ. Poate că la Espanyol a făcut un act de binefacere, nu știm chestia asta, însă marți vine meciul cu PSG, cu siguranță madrilenii trebuie să fie pregătiți și au și toate motivele să nu-și facă foarte mari griji în privința acestei dispute, pentru că statistica meciurilor directe ne arată că Realul a câștigat de fiecare dată în fața lui Hetafe la scor, și aici vorbesc de scoruri precum 4-1, 5-1, 7-3 și așa mai departe. Așadar, în fața unei formații extrem de modeste în deplasare, cum e Hetafe, vă aduc aminte, Hetafe în acest sezon a câștigat o singură dată pe terenul lui Leganes un 1-0 chinuit. 1 și 3 plus, o cotă de 1,52, nu au existat victorii ale Realului care să fie altfel în ultimii ani. Deportivo la Coruña o primește pe Eibar. Aici colegii mei au propus varianta 1X. Mi-e teamă de acest rezultat. Eibar e o echipă care pe mine m-a impresionat plăcut. E o echipă muncitoare, o echipă foarte bună de atac și în fața lui Deportivo, care în ultimele 5 meciuri nu numai că n-a bătut pe nimeni, dar nici măcar nu a marcat. Cred eu că acest 1X este un pic riscant pe mine, dacă m-ar fi întrebat cineva și spus să Eibar nu pierde, însă dacă ne uităm pe cote să vedem că variațiile sunt totuși îngrijorătoare pe acest X2, cota crește pentru X2, oricum cei care vor să îl parieze îl găsesc undeva la 1,50. Remarcăm și faptul că odată cu venirea lui Seedorf, ceea ce era prost la Deportivo a devenit și mai prost și speranțele sunt aproape nule în privința unei revenire a acestei formații, cel puțin nu sub tutela lui Seedorf. Probabil retrogradare, cam asta scrie pe echipa lui Florin Andone. Și vă aduceți aminte când vorbeam de Florin Andone și vă spuneam, nu e un mare fotbalist, nu-l considerați pentru că nu-l considerați altfel, astfel pentru că el a avut momente când i-a ieșit jocul, dar și alte momente când nu a făcut absolut nimic, chiar în partidele tai, în partidele în care ar trebui într-adevăr să vadă zero pe linie. Din păcate, eu sper, e un jucător tânăr, dacă nu mă înșel, 23-24 de ani, are posibilitatea să evolueze, să crească în carieră, poate va adăuga ceva în plus față de ce are acum. Statistic vorbind, Deportivo n-a mai câștigat de pe data de 9 decembrie în campionat, a pierdut ultima etapă la Hetafe 3-0 și vă spuneam, în ultimele 5 runde nici măcar nu a marcat. Mergem mai departe, Sociedad o primește pe Alaveș pe teren propriu și aici încercăm un pauză sau final X, cota este 1,97, vorbind un meci foarte important pentru că se întâlnesc formațiile de pe locurile 15 Sociedad și 14 Alaveș. De urmărit aici posibilitatea unei remize, poate chiar X final, pentru că aceasta Alaveș este o formație care în cele 27 de etape de până acum a remizat o singură dată. Așadar, statistic vorbind, matematic, probabilistic, trebuie să vină și momentul când această echipă va obține un rezultat de egalitate și, de ce nu, merge jucat aici un martingale, știți metoda martingale, aceea în care începem cu o miză și mereu dublăm până când pariul ne iese. Probabilistic, șansele ca acest lucru să se întâmple în una din etapele următoare sunt crescute și, de ce nu, pariul nostru X, pauză sau final, și mai simplu de atât e de luat în seamă. Altfel, un meci destul de complicat. Mă uitam pe pagina de Facebook acum. Au început să vină comentariile, așa cum v-am obișnuit, emisiunea noastră este una interactivă, una în care discutăm unii cu alții, ca și cum am fi chiar față în față. Din păcate nu pot să fiu față în față cu toți cei care ne urmăresc acum. Numai puțin de 188 de persoane sunt de telespectatori, sunt în fața ecranului și ne urmăresc pe Facebook în momentul acesta, ecran de telefon, ecran de calculator. Îi salutăm pe prietenii noștri, de asemenea îi invităm să ne
sprijine cu un share, pentru că share-uind această emisiune ne ajutați extraordinar de mult, pentru că dați posibilitatea și prietenilor noastre să ne vadă și în felul acesta să ne crească un pic audiența și notorietatea. Hai să vedem mesaje. Unul dintre prietenii emisiunii, Bogdan Bercea, ne scria că au dispărut cămășile negre și puneau o cotă de 20 ca astăzi să apar din nou într-o cămașă neagră, așa cum a fost în anul 2017, când am purtat cămăși de culoare închisă. Acum, iată, am trecut la o culoare ceva mai deschisă și s-a și luminat un pic emisiunea noastră. Ia să vedem comentarii. Barcelona, Atletico Madrid, peste 4,5 cartonașe galbene. Bun acest pariu. Mircea Constantin, X2 la aceeași partidă. Mihai Petrică, Ibar, simplu, doi solist. Foarte bun acest pariu. Constantin Mircea. Eu mai selectasem aici, să vedem. X2. 1.50, iar 2 solist 2.75. Cam aceasta ar fi cota pe care o puteți primi pentru victoria lui Eibar. Valencia 1 și 3 plus, ne scrie un alt telespectator. Valencia Betis 1 și plus 2.5 goluri, Ovidiu Martin. George Nicu, Barcelona dă cel puțin 2 goluri. Gheorghe Marian, Sevilla, Atletico Bilbao peste 2.5. Sociedad bate lejer Rafael Cristian. Nu știu, aici nu sunt foarte convins de acest lucru. Gol marcat Girona, bravo. Mircea Neagu, Eibar marchează, iarăși foarte bune aceste pariuri. Sevilla Bilbao 3 plus, Alin Roșu, ambele marchează la meciul Sevillei. Barcelona gâfâie, spune Lucian Constantin Rusu. Cred că nu gâfâie, ci pur și simplu își planifică vârful de formă un pic mai târziu. Probabil acum este o perioadă în care nu se forțează foarte mult, pentru că se vizează evident atât fazele superioare ale Ligii Campionilor, cât și probabil perspectiva plecării la campionatul mondial după ce se încheie sezonul. Barcelona Atletico X, Villarreal pauză sau final 1, ne mai scriu telespectatorii noștri. Barcelona 1 solist, ambele marchează și 3 plus. Barça în prima repriză să marcheze maximum gol, Boteanu Petre. Real Hetafe, Ionuș Trandafir 4 plus și Drăgan Horia, Barcelona, pauză sau final X sau gol în ambele reprize. Așadar, iată câte idei interesante și remarc istețe din partea noastră. Vă povesteam la un moment dat și pentru cei care n-au prins ideea, repet, de multe ori când citesc un articol cu adevărat interesant în presa sportivă, pe internet, urmăresc și comentariile oamenilor la acel articol, pentru că practic acele comentarii întregesc textul articolului și exact asta face și noastră cu aceste comentarii pe pagina de Facebook legate de ce discutăm aici. Mergem mai departe, ne îndreptăm atenția către campionatul Angliei, Premier League. Este etapa cu numărul 29 în Anglia, vă reamintesc, sunt 38 de etape în Premier League și lucrurile încep ușor, ușor să se cearnă. Spre exemplu, nimeni nu se mai așteaptă ca Arsenal să se bată pentru locurile de Champions League. Chiar dacă ar vrea, nu cred că ar mai putea. Chiar dacă ar putea, nu cred că ar reuși. Situația londonezilor este extrem de proastă și mă aștept ca finalul de sezon să fie unul extrem de nefericit. Sper din tot sufletul să mă înșel și Wenger să nu aibă o ieșire urâtă de la Arsenal, deși, după cum probabil vă aduceți aminte, nu este între antrenorii pe care îi simpatizez. Dar, lăsând-o pe Arsenal, o să ajungem și la ea. Haideți să vorbim un pic de Leicester Bournemouth. Leicester, care e pe locul 8, o întâlnește pe Bournemouth, care este locul 11, așadar, două echipe undeva în partea de mijloc a clasamentului, două echipe care n-au emoții în privința retrogradării, dar care probabil nici n-au foarte multe pretenții în finalul sezonului. Evident, Leicester, dacă ar putea, ar lupta pentru un loc de Europa League, rămâne de văzut lucrul acesta. În tur a fost 0-0, nu cred că vom mai avea din nou un meci fără gol
goluri de data aceasta. Bournemouth în deplasare, o echipă modestă. Și statistica ne spune un lucru interesant aici. De când au revenit ambele formații în Premier League, Bournemouth un pic mai târziu, Leicester nu a reușit să o învingă acasă pe această, pe această Bournemouth. Așadar, suntem un pic prudenți aici. 1x2 plus, nu mergem pe victorie directă Leicester, deși mi-ar fi plăcut, este una din echipele pe care o simpatizez. 1.44 este cota, așa cum vedeți pe ecran. Ne așteptăm la goluri, pentru că în 10 din ultimele 11 etape ale celor de la Bournemouth s-au marcat cel puțin 3 goluri. Southampton o primește pe Stoke, meci foarte dificil, meci complicat aici. Ca idee vă povestesc câte ceva despre el, însă părerea mea să nu forțați neapărat pe această întâlnire. Peste 9,5 cornere la o cotă de 1.41 este pariul pe care vi-l propun. Vorbim aici de echipele clasate pe locurile 16 și 19, un singur punct între ele, așadar niciuna din ele nu stă liniștită pe final de sezon. Șanse mari de retrogradare pentru ambele formații. Formația gazdă, Southampton, este una care face foarte multe remize, numai puțin de 12 în 28 de etape. Forma de moment este modestă, o singură victorie în ultimele 15 runde, în vreme ce adversarul e cea mai slabă echipă de deplasare și are cea mai slabă defensivă. Așadar, un meci care teoretic pare la îndemâna gazdelor, dar care, vorbind de două echipe foarte modeste, se poate termina până la urmă cu orice rezultat. Liverpool o primește pe Newcastle și aici încercăm goluri, peste 2,5, o cotă de 1.42, dar și 1 și ambele marchează. Marți Liverpool urmează să o primească pe Porto, însă nu-și face griji în privința acestei partide, pentru că, așa cum faceți aminte, a câștigat cu 5-0 în deplasare. Newcastle, în schimb, are emoții pe final de sezon, e la 2 puncte de retrogradare și statistica spune că n-a mai câștigat pe Anfield din 1995. Brighton o primește pe Arsenal pe teren propriu, ambele marchează, 1.68, e singurul lucru de amabil pe care îl putem face pentru cei de la Arsenal. Altfel, mă aștept ca Brighton să câștige această partidă. De încercat la această partidă, Glenn Murray să marcheze, atacantul de 34 de ani, într-o formă nemaipomenită în momentul de față. În runda trecută a marcat 2 goluri și nu văd de ce n-ar încerca să joace tontoroiul, practic, pe mormântul lui Arsenal. Așadar, de încercat un pariu pe gol marcat Glenn Murray și, de asemenea, pe Locadia, noul atacant al formației gazdă, care a fost adus în această iarnă de la PSV Eindhoven și care a debutat extraordinar de bine în singurele 2 partide care le-a jucat în cupă și în campionat, a reușit să marcheze câte un gol, așadar încercați-l și pe acesta. 3 respectiv 3.50 sunt cotele. Crystal Palace o primește pe Manchester United, X2 și 0.3 goluri, o cotă de 1.41. Evident, United nu e o formație foarte consistentă, însă e greu de crezut că va pierde aici. Și mai avem City cu Chelsea, unul solist, pentru că, așa cum ne arată forma modestă și cum am și pronostica noi, de fapt, de ceva vreme, șansele londonezilor la Manchester sunt extrem de mici, cu atât mai mult cu cât au pierdut și în fața celelalte echipe din Manchester. Cam atât din Premier League. Mergem mai departe, haideți să vedem cotele bombă ale emisiunii. Am ales 3 meciuri și încercăm să avem cel puțin același succes ca în ziua precedentă. 2 din 3 câștigătoare și așteptăm finalul la Porto cu Sporting. Partidele alese pentru mâine sunt următoare. La derbiul din Italia, dintre Lazio și Juventus, oaspeții câștigă și sub 2,5 goluri, 4.40 stilul lui Juventus, gol și apoi toată lumea în apărare. Real, Hetafe, scor corect 2-1, 3-1 sau 4-1, 2.85 este cota și mai avem Chelsea în deplasarea de la Manchester City. Gazdele câștigă și ambele marchează, cota 3.
În afară de aceste cote bombă, de la Winmaster s-a mai selectat două lucruri interesante. Le-am trimis e-mail, așa cum procedăm în fiecare zi, și am întrebat, domne, cam ce cotă ne-ați da pentru ca Naționala de Fotbal a României să câștige meciurile amicale cu Israel și Suedia programate în această lună. E bine, așteptăm această cotă în zilele următoare. Probabil o să dureze un pic pentru că și meciurile sunt destul de departe, însă așteptăm cu nerăbdare să vedem ce ne spun bookmakerii Winmasters. Și de asemenea, i-am mai întrebat următorul lucru, ce cotă ne-ați da pentru ca Barcelona, Manchester City și Napoli să câștige meciurile din acest weekend și să marcheze fiecare cel puțin două goluri. Vă aduc aminte, Barcelona joacă cu Atletico Madrid, Manchester City joacă cu Chelsea, iar Napoli primește vizita Romei. O cotă bună, cotă 7,50 pentru această variantă, cu siguranță de încercat, poate să punem un 5 lei, o să spuneți, domnule, acum ce fac cu 35 de lei pe care i-aș câștiga, 40 de lei, mă rog, cât aș câștiga. E bine, în felul acesta ne construim banca, adică ne construim bănuții noștri pe care avem pentru pariuri. Nu o să iasă mereu genul ăsta de pariu, pentru că este foarte greu, normal 7,50 cotă, e greu să prinzi de fiecare dată, dar atunci când iese, avem o mică rezervă acolo și zic eu că merită pus un leuț, doi leuți, ceva de genul ăsta, 5 leuți și așa mai departe. Asta vă spun prin prisma felului în care văd eu pariurile. Bun, Porto s-a terminat 2-1 cu Sporting, așadar acesta este rezultatul final. Mergem mai departe, haideți să vedem biletul weekendului. Am ales iarăși câteva meciuri, mai multe de data aceasta, pentru că fiind weekend avem multe oportunități. Evident, puteți să vă rezumați doar la două dintre ele sau trei. Shanghai cu Dailan, peste 2,5 goluri la o cotă de 1,55. Liverpool-Newcastle, gol în ambele reprize, 1,37. Basel cu Zurich, peste 2,5 goluri, și Valencia-Betis, peste 2,5, o cotă de 1,44 pentru această variantă. Cota totală a biletului este 4,80. Vom vedea dacă norocul ne mai însoțește în continuare. Câteodată norocul este cel care decide, indiferent cât ai sta și te-ai gândi, ați văzut Hermannstadt Steaua sau Las Palmas cu Barcelona. Nu ai cum să eviți dezastre precum acesta, dar sperăm totuși ca norocul să fie în continuare alături de noi. Mergem mai departe și vorbim despre celelalte ponturi ale weekendului. Așadar, din oferta weekendului am mai selectat câteva partide, o să trecem un pic mai rapid printre ele pentru a cuprinde cât mai multe. În Anglia Championship, Liga a doua, așadar engleză, Aston Villa QPR 1-2+, la o cotă de 1,56. Brentford cu Cardiff, ambele marchează, o cotă de 1,66. Millwall cu Sunderland, aici încercăm 1-2+. Tot cotă bună, 1,56. În Ligue 1, Liga 3-a, Blackburn, Wigan, pauză sau final X, o cotă de 1,69. În National League, Torquay cu Clyde, X2,2+, 1,66. Și Boston, Harrogate, în National League North, peste 2,5 goluri la o cotă de 1,50. Așa cum vă aduceți aminte, Sabin și colegii noștri, câțiva dintre colegii noștri din redacția Pariuri 1x2.ro, sunt specialiști în campionatul Angliei, urmăresc toate aceste ligi și au selectat cele mai simple, cele mai partidele cu cele mai mari șanse să fie pronosticate corect. Mergem în Zweite Bundesliga, în Liga 2-a germană. Kiel Duisburg, ambele marchează la o cotă de 1,66. Braunschweig cu Regensburg, ambele marchează, o cotă de 1,60. Și Heidenheim cu Bielefeld, peste 2,5 goluri la o cotă de 1,90. În Belgia, Club Brugge o primește pe Kortrijk, peste 2,5 goluri, cota este 1,49. Și Guangzhou cu Jiangsu Ning, peste 2,5 goluri la o cotă de 1,48. În Olanda, Sparta Rotterdam, Den Haag, peste 9,5 goluri, o cotă de 1,50. Excelsior cu Almar, peste 2,5 goluri, 1,65. Și NAC Breda Feyenoord,
2 solist la o cotă de 1,53. În Portugalia, Benfica, Maritimo, 1 cu handicap minus 1,5, Moreirense, Pacos și Ferreira, peste 1,5 goluri și Estoril Braga, 2-4 goluri în meci la o cotă de 1,54. Avem Australia în continuare, Wanderers cu Perth Glory, peste 2,5 goluri, 1,52 și în Danemarca, Brøndby, să marcheze cel puțin două goluri la o cotă de 1,46. Lugano, Young Boys, X2 în Elveția și în Turcia, Fener cu Akhisar, peste 2,5 goluri la o cotă de 1,60. Bine, site-ul nostru, pariul1x2.ro, are mult mai multe informații, prieteni, evident... Emisiunea ne obligă să ne limităm la discuții mai simple, însă vă invit pe site, acolo veți găsi detalii foarte interesante despre partidele acestui weekend, clasamente, statistici, jucători indisponibili și practic strategii de pariere pentru aceste partide. Atât pentru această săptămână, nu uitați, un share pe Facebook ne ajută extrem de mult. Ne revedem luni seara. Până atunci vă doresc un weekend plăcut și mai ales baftă la pariuri. Acest program v-a fost